Cel mai sadic criminal din țară a ajuns în spatele gratiilor la 3 ani după ce a comis o crimă îngrozitoare. Vă avertizăm că urmează detalii ce vă pot afecta emoțional. Potrivit anchetatorilor, individul a omorât copilul de 4 ani al iubitei sale, după care i-a fiert trupul în sodă caustică. Resturile le-a aruncat apoi în 2 râuri. Atât crima cât și faptele ce au urmat au fost comise de față cu mama copilului, care a asistat impasibilă. Crima a ieșit la iveală abia acum. Bărbatul ar fi omorât copilul din cauza că l-ar fi scos din minți plânsetele acestuia. L-a bătut până l-a lăsat fără suflare și inițial a îngropat cadavrul în grădină. S-a gândit însă că cineva ar putea găsi trupul, așa că s-a dus și a cumpărat sodă caustică. Apoi și-a pus în aplicare planul de groază. A fiert trupul micuțului într-un cazan. Ei stăteau toți patru și jucau cărți și pe el o fiert în apă caustică acolo de la... Atât am eu spus. Dar ați auzit? V-ați îngrozit, a? Auzit. Dar nu vă imaginați vreun moment că... Niciodată. N-aș putea să... sau să văd așa ce. Sau să stau în casă, să joc cărți, să știu că copilul ăla chiar acolo nu ala. În apă. Nu se poate considera mamă. Timp de 3 ani, cei doi și-au dus viața fără nicio grijă. În pozele postate pe Facebook, par fericiți și îndrăgostiți. Nimeni nu și-ar fi dat seama ce crimă îngrozitoare ascund. Femeia a mărturisit acum totul din cauza că era bătută de iubitul său. A vrut să se răzbune pe el și le-a spus oamenilor legii tot ce s-a întâmplat. Ați văzut vreodată de acum 3 ani încoace pe copilul ăla de 4 anișori? Nu. V-au zis vreodată că avea un băiețel? Nu. Vecinii sunt îngroziți de întreaga poveste. Am eu cu el la masă. Chiar am eu cu el. S-a făcut cheful cu el. Am eu cu el la masă. Să stai acolo, să-l închide. Să... Acolo să stai. Să-l pedeam, să-l pedeam. Să-l chiar bășim pe el cum o hir copilul. Femeia așteaptă și ea decizia procurorilor. Bărbatul va da socoteală pentru omor deosebit de grav, iar femeia ar putea ajunge după gratii pentru complicitate la crimă.